Capitolul 15. Cei tari să îngăduie pe cei slabi. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci, după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau scripturile, să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Isus. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum va primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Hristos a întărit făgăduințele. Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților, și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui, după cum este scris de aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numele tău este zis iarăși veseliți vă neamuri împreună cu poporul lui și iarăși lăudați pe Domnul toate neamurile slăviți-l toate noroadele tot astfel și Isaia zice din iese va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Pavel despre slujba lui În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință, și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, aici, Colea, v-am scris mai cu îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El. Fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că, de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Iliric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos și am căutat să vestesc evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul după cum este scris aceia cărora nu li se propovăduise despre el îl vor vedea și cei ce n-au auziseră de el îl vor cunoaște planurile apostolului iată ce m-a împiedecat de multe ori să vin la voi dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd întreacăt când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorința de a fi stat la voi. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților. Căci cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre Sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei. Pentru că, dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. După ce îmi voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Știu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin.